Slăvit să fie Domnul! Amin! Aș vrea câteva gânduri pentru anul 2022, așa cum frații au amintit la început, ce ne-am dorit noi pentru anul în care deja am intrat. Câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu și de ce spun acesta, pentru că la urmă asta contează cel mai mult. Ce zice, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Amin. Pentru noi credincioși, mă refer că asta ne interesează cel mai mult, ce spune Dumnezeu, că oamenii spun multe, dar contează cel mai mult ce spune Dumnezeu pentru 2022. Am câteva gânduri. În primul rând mă gândesc că în Biblie găsim scris despre un proroc, un mare proroc, Ieremia. La un moment dat au venit niște căpetenii la Ieremia și i-au pus o întrebare. În Ieremia, capitolul 42, scrie lucrul acesta. Ieremia, capitolul 42, versetul 1 în jos. Toate căpetenii ioștilor, Iohanan, fiul lui Icariah, Izania, fiul lui Hosea și tot poporul de la cel mai mic la cel mai mare, au înaintat și au zis prorocul Ieremia, fie bine primită înaintea ta rugăciunea noastră. Mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toți cei ce au rămas, au mai rămas, căci erau mulți și am mai rămas doar un mic număr, cum bine vezi tu însuți cu ochii tăi. Binevoiască Domnul, cam asta era cererea. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Îi stătea înainte un drum și voia să afle ceva din partea lui Dumnezeu, să le spună Dumnezeu prin proroc ce trebuie să facă în continuare. Și prorocul Ieremia, în continuare, versetul 4, spune așa, am auzit, iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeul vostru după cererea voastră și vă voi face cunoscut, fără să vă spun ceva, tot ce vă va răspunde Domnul. Atunci ei au zis lui Ieremia, Domnul să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră, dacă nu vom face tot ce îți va porunci Domnul Dumnezeu tău să ne spui. Fie bine, fie rău. Noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem ca să fim fericiți, să ascultăm de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Amin. Amin. Așa au luat ei hotărâre și chiar și-au luat un angajament. Fie bine, fie rău, cum le va spune prorocul, așa vor face. Nu citim mai departe, dar vreau să vă întreb, așa au făcut ei? Mă gândesc și la noi, punem înaintea Domnului cauze. Vrem să ascultăm de Domnul, dar când Domnul ne spune ce să facem, dar că nu întotdeauna facem ce trebuie să facem. Aici cuvântul spune versetul 7, și cu ocazia asta vreau să vă întreb, după câte zile i-a dat răspuns Ieremia la cei care au venit întrebare? Versetul 7 spune, da? După 10 zile cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. După 10 zile. Stau și mă gândesc, era prorocul Ieremia. Au venit oamenii, căpetenii, au venit cu o cauză importantă înaintea lui, înaintea prorocului Ieremia. Ieremia a promis că se va ruga. Și după 10 zile, stau și mă gândesc în zilele noastre de astăzi și câteodată așa, parcă, stau și mă gândesc ce se întâmplă astăzi. Că astăzi sunt frați și surori, au carnețele cu proroci, cu numere de telefoane, și nu 10 zile, nu 10 zile, la secundă răspund. Unii iar la depășitere. Nu 10 zile. Mai ales că sunt unii care se grăbesc. Se grăbesc și spun mai repede, nu se poate mai repede. Un răspuns, vreau un răspuns din partea Domnului mai repede. Câteodată Domnul se îndură și pe mine și ne arată câte ceva. Câteodată, nu întotdeauna. Mi-aduc aminte, sună cineva la telefon, mă întreabă cine sunt, mi-am greșit numele, s-auzea prin telefon că răspăiește, bănuiam un carnețel și spun, nu sunt eu ăsta, dar cine sunteți? Sunteți cumva proroc?
Și am răspuns, da, dar unul mai mic. O, oh, bine, 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 atunci am închis telefonul. Și am dat slavă Domnului, Voia ceva mare, ceva, unii așa, oriceva, dar repede, și dar nu să stea de vorbă cu oricine, să stea de vorbă cu un proroc mare. Acum, prorocul acesta mare, Ieremia, a zis cam după 10 zile. N-am nimic împotrivă pentru frații care, știu, dau drumul și la telefon, prin prorocii, la timp. Se poate, nu zic că nu se poate, dar mă uit la Cuvântul lui Dumnezeu și încep să vă cercetez, să vedem, Doamne, de ce se întâmplă. Chiar așa, la tine astăzi, vorbește Bucol, așa vorbește Domnul. Chiar așa e Domnul astăzi. Să dea Domnul să răspundă, dar nu că Bucol nu l-a îndoiat. Doamne ferește, eu cred că și la secunde, răspunde Domnul. Că Biblia spune că răspunde și la secunde Domnul. Da? Scrie în Biblie, să căutați lumea acasă, mă, acum, că cineva a cerut o lesmire de la împărat să plece să reziliască zidurile. Și împăratul a zis, dar când te întorci? Și e un verset acolo care spune, atunci m-am rugat Domnului. Atunci m-am rugat Domnului și am răspuns împăratului. Atunci m-am rugat Domnului. Credeți că el s-a pus pe genunchi înaintea împăratului și a zis, numai puțin. Vreau să înalt o rugăciune, să vedem ce îmi spune Domnul. Nu, eu cred că o rugăciune așa, telegram, fulger. Că deodată suntem nevoiți să dăm un răspuns fulger, așa, câteodată. Și doar înălțăm o rugăciune și Dumnezeu s-ar putea atunci să ne răspundă. E loc să ne răspundă Domnul. E adevărat, sunt situații. Dar când cineva, frate, dă răspunsuri așa imediat la telefon și imediat, e un semn de întrebare pentru mine, nu știu, pentru dumneavoastră, nu vreau să pun la îndoială că Dumnezeu nu lucrează și în zilele noastre de astăzi, dar aici cuvântul așa ne spune, că Ieremia cam după 10 zile a dat răspunsul care a venit din partea Domnului și poporul nu a ascultat de glasul Domnului, după cum veți citi acasă. Dar pentru noi ne interesează în seara aceasta un gând care frații l-au anunțat la început, și anume pentru anul acesta 2022. Un gând de la Dumnezeu. Și m-am gândit la Psalmul 4, m-am orientat. Gândul mi s-a dus la Psalmul 4 și în mod deosebit la ultimul verset, versetul 8. Și David spunea în Psalmul 4, versetul 8, în felul următor. Eu mă culc și ador în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Vă gândesc că am intrat în anul 2022 și așa am dorit să avem pace, am dorit să ne odihnim și noi în pace, auzim vești de războaie, de la graniță, auzim că, știu eu, câte fel și fel de zboruri, și mai ales dacă ne uităm unde nu trebuie, avem și mai multe zboruri și ne tulburăm și avem nevoie de pace. Avem nevoie de pace în anul 2022. Și se naște întrebarea, când putem și noi să ne culcăm și să adormim în pace? Se naște întrebarea aceasta. Pentru că David a răspuns, a zis, eu mă culc și adorm în pace. Căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Când e valabil și pentru noi lucrul acesta? Sau e valabil și pentru noi? Să ne culcăm, să dormim. Motive de tulburare sunt multe. Avem, poate, acasă, situații bolnave, știu eu, fel și fel de zboruri, vești de războaie, boli și așa mai departe. Și stăm și ne gândim, Doamne, oare pentru noi n-ai pregătit pace? Sunt surori care, poate că a trecut vremea și Domnul nu le-a răspuns în privința cauzelor de căsătorie sau tineri care poate că sunt duiați în privința aceasta, au poate sub linia lucrărilor, sub linia altor lucruri, poate că nu au claritate în mintea lor și n-au pace și n-au liniște. Și se naște întrebarea, oare când pentru mine, Doamne, oare va fi pace? Și în anul 2022, eu cred că Domnul vrea să lase pace, dar înainte de a fi pace pentru David, observăm trei lucruri tot mai multe, dar eu amintesc doar trei și pe scurt. Din Psalmul 4. El la urmă a spus, eu mă culc și adorm în pace. Dar mai înainte, el a zis altceva. Înainte de a spune, eu mă culc și adorm în pace.
Și ceea ce a spus David aici, îi va da vești pentru lui. Cu privire la întrebarea, când mă culc și adorm în pace. Și de la David învățăm lucrul acesta. Ne culcăm și adormim în pace atunci când punem accent pe o viață de rugăciune. Atunci când punem accent pe o viață de rugăciune, așa cum scrie aici David în Psalmul 4, versetul 1 și 3. Răspundem când stric Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la locul larg când sunt la strâmtorare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Versetul 3. Să știi că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când stric pe treia. Eu zic că nici așa cred că în anul 2022 ne vom culca și vom adormi în pace. Fiți siguri de lucrul acesta. Dacă vom lipi rugăciunea. Învățăm din cuvânt, ca așa, sfaturi, îndemnuri, da, toate pot să fie bune. Dar sfaturile și îndemnurile care ies din cuvântul lui Dumnezeu sunt cele mai puternice. Căci nu, orice cuvânt al lui Dumnezeu este plin de putere. Amin. Amin. Dacă pentru anul 2022 vom iubi viața de rugăciune, nu așa trei cuvinte, șoapte și pe genunchi am pe sol. Dacă vom iubi o viață de rugăciune, să știți că ne vom culca și vom adormi în pace. Dacă ne prefacem, dacă ne rugăm, nu mă refer aici la adunare, că aici mai vin frații, mai încurajăm, dar o viață așa de rugăciune să avem, să știți că e garantat, dacă ai o viață de rugăciune, te culci și adormi în pace. Dacă nu pui accent pe rugăciune, nu este asigurat. David a zis, eu mă culc și adorm în pace, dar el a alergat la rugăciune. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze prin viața aceasta și să vă binecuvânteze în anul acesta, să luptăm și să avem o viață de rugăciune. Când eram pe timpul vechi de regim, mi-aduc aminte, eram întors la Domnul de curând, acum am mai florit din galul, ca și la mulți alții, dar vreau să spun că așa, am înțeles un lucru pe vremea aceea, dar e valabil și asta. Dacă am o viață de rugăciune, am tot. Nu eram căsătorit, eram singur, dar știam lucrul acesta, că dacă am o viață de rugăciune și mă rog, am tot. Domnul îmi dă pace, îmi dă liniște, îmi dă de toate. Eram la locul meu de muncă și nu puteam să mă rog. În gazdă unde eram, nu puteam să mă rog. La locul de muncă nu puteam să mă rog. Din cauza colegilor și totuși atunci m-am rugat la Dumnezeu. Doamne, dă-mi un loc. Dă-mi un loc unde să pot să mă rog. Încă și explicam lui Dumnezeu, Doamne, uite, dacă se poate așa un loc, cu pereți, uite așa de groși, Doamne. Arătam eu lui Dumnezeu, în timp ce mă rugam de unul singur. Dar groși, să nu mă audă nimeni, să mă auzi numai Tu, Doamne. Așa ceream eu, așa. Eram pe vremea aceea. Ca un copil, dar explicam lui Dumnezeu. Că eram convins că dacă am un loc de rugăciune și pot să mă rog, o să am tot ce trebuie. N-a trecut multă vreme, au fost niște schimbări la mine la servicii, ne-am mutat cu vestiarele cu astea și ne-a trimis undeva la un demisor, la un depozit, pereți foarte, foarte groși. Dar eu nu știu că sunt groși, n-am știu. Gata, s-au schimbat, cu vestiarele de schimbare, cu toți. Și rămâneam, după ce se termina serviciul, rămâneam la rugăciune. Și mă rugam, mă pe genunchi, era praf acolo, era așa, dar plimbând. Mă rugam. Și mă uit odată la tot ușa. Așa era de gros perete. Cât i-am arătat eu lui Dumnezeu, Doamne, dacă ai putea să-mi dai, Doamne, un loc, știam că asta e avuția cea mai mare pentru mine. Până la 18 ani. Asta e cea mai mare bucurie. Să pot să am un loc de rugăciune, să strig către Tine, să am părtășit cu Tine. Și m-am gândit, Doamne, Tu chiar te implici în toate lucrurile astea, chiar? Păi, am cerut un loc de rugăciune, dar doar așa mi-a venit îndemnul, atâta, Doamne, să fii atât de pereți groși, nu mă audă nimeni, eram negăjit, gazdele pe acolo băteam țeagă, n-aveam loc de rugăciune. Și Dumnezeu mi-a dat. Dumnezeu îți va da și ție. Dumnezeu mi-a dat și după aceea. După aia am avut și loc. Am avut și loc, dar n-am mai avut de rugăciune după aia. Am fost de unul singur. Și cum era pe vremea aceea, pe șantier,
Frații mai bătrâni ne spunea, frate, vrei să duci o viață așa, un tânăr, să fii plin de credință și de Duhul Sfânt? Fii atent la ce 7 rugăciuni în ziua postului. 7 rugăciuni în ziua postului. Că așa scrie Biblia. De 7 ori au conjurat Ierihonul și au căzut zidurile. Și David spunea de 7 ori pe zi, te rau, Doamne. Și Naaman leprosul de 7 ori trebuia să se cufunde de Iordan, să fie vindecat. Și bă, era un argument bine. Și eu așa știam, în ziua postului, 7 rugăciuni. Nu numai în 6 ori. M-a să treacă postul. Și atunci eram pe șantier, cum era pe vremuri, eram cu colegi nepocăiți acolo și fiecare, unii jucau cărți, fum de țigară, era așa de greu, așa de greu era. Și eu îmi pregăteam și o rugare, pe un rețet acolo, cum era pe vremuri. Și ieșeam afară, undeva într-o șură de aia mare și un ger de crăpau pietre. Eu, cu fârul și cu șura acolo, făceam, gata, a trecut o rugăciune, mai mergeam la reșou, mai învârteam în mâncare, mâncare care trebuie ca să o pregătesc, pentru mine. Ceilalți jucau cărți, fum de țigară. Doamne, ce bine ar fi, Doamne, să plece colegii aceștia, să fiu singur, să fiu singur aici, Doamne, să pot să mă rog și eu la căldură, nu la frig. A doua rugăciune, afară, iarăși, în șură. Încă o rugăciune, pentru cauza că nu avem înaintea Domnului. Dar îl simțeam pe Dumnezeu. Era fric, dar îl simțeam pe Dumnezeu. Și apoi încă o rugăciune, și încă o rugăciune. Doamne, ce bine ar fi să fiu singur, Doamne, să pot să mă rog și eu. Dar nu un fric. Și m-a ascultat Dumnezeu și rugăciunea aceasta. Și a trimis pe colegii mei în delegație în altă parte și a rămas singur. Într-o casă închiriată de întreprinderea noastră. Singur, casă în aia mare, ardelenească. Și zic, 7 rugăciune. De unde? Am venit de la schimbul 2, în casă frig, când erau cei cu fumată cu asta, mai băgam într-un lemn pe foc, mă încălzeam și eu. Dar când veneam, când am venit, soba rece, zic, nu mai fac foc, nu mai stau să fac foc, nu mai, gata, mă culc. Mă învelez bine și mă culc. M-am trezit pe la două noapte, știam, când te trezești să te rogi. Așa spuneam frații, să te rogi. Când să mă trezesc, geamurile înghețate, ce să te rogi? Doamne, mâine încep, Doamne. Acum nu mai pot, e frig. Era bine altă dată când colegii mai băgau cu un lemn. Era invențiv, era fumător, dar era cald. Era cald. Și tot, e luptă, fraților și sororilor, e luptă în 2022 în ce privește viața de rugăciune. E luptă. Dar merită. Apostolul Pavel spunea, vă rog să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu. E o luptă până prins firul de legătură. Când ai prins firul de legătură, ce bine este să prins firul de legătură cu Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta, să prindem firul de legătură cu tine în 2022. Rugăciunea prin Duhul, rugăciunea ferminte, să ne dea Domnul în 2023. Dacă vom pune accent pe viața de rugăciune, să știți că ne vom culca și vom adormi în pace. Toate sunt egal cu zero. O să ai tu mașină cu volan pe dreapta, volan pe stângă sau fără bată, volan, cum vrei. Dacă nu ai o viață de rugăciune, n-ai pace. Domnul să ne dea o viață de rugăciune în 2022. Apoi, un alt lucru care spunea David aici, mă culc și adorm în pace, dar când, după ce David a zis că atunci când el a pus accentul pe o viață de jertfă, dar jertfă plăcută Domnului, așa spune aici în versetul 5, aduce jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Aduce jertfe neprihănite. Am zis credincioși, pocăința, așa cuprinde și o viață de jertfire, și post, și rugăciune, și jertfă. Vreau să-i întreb pe tine care ești prezent aici, tu ai mai postit în ultima vreme? Ați mai postit? Dar nu ridicați mâna, că nu mă interesează cine a postit și cine nu. Domnul cunoaște. Tu unii dau interpretări în zilele noastre de astăzi, tot felul de interpretări filozofice. A venit niște străini de la noi și i-am zis, nu te supăra, dar în ziua de astăzi nu. Eu te duc la masă, dar eu mănânc. Că la noi în România se și postește.
Ei erau de prin Occident. Și zic, la dumneavoastră, la biserică, nu se postește, la dumneavoastră. O, dar cum vă, cum înțelegeți ce este jertfa, post? Zic, eu așa înțeleg. Nema mâncare, nema băutură, gata, nimic. Nimic? O, postul, ce că jertfa înseamnă ceva spiritual, arătai cu mâinile pe sus. Avea și barbă și cioc, nu știu, păi nu. Și la dumneavoastră este lucru de barbă. Nu știu ce se întâmplă în ziua din asta de asta. A apărut Duhul de barbă prin biserică. Apare și... Dar eu vă spun lucrurile astea că plec. Eu că plec. Poate că ar trebui să-i spună sau ea spune, decât să-i spună frații de rog, mai bine îi spună străin și a plecat. Și a plecat. Ce înseamnă? Pentru ce ții barbă? Eu nu văd așa, nu văd dacă este cineva aici, dar dacă este cineva aici, care e motivul? Vrei să nască el doctor, docent? Dar ce vrei să nască? Iubiți credincioși, să aducem jerte neprihănite și să ne credem în Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta, în anul acesta în care am intrat. Adică să aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Amin. Și sur pentru surori la fel. Când îți cumperi ceva, dar de ce nu? Bun, stai la oglindă așa și spune-i Domnului următorul. Doamne, ție ți-ar place rog pe aceasta? Sau nu? Spune-i Domnului, că nu se supără Dumnezeu. Și tu cu barba, spune-i Domnului, Doamne, îți place de barba mea, îți place? Stai pocăit așa? Dacă ești mai pocăit, puneți-vă la încercare, zice Biblia. Singur, puneți-vă la încercare. Dacă sunteți în credință sau nu. Pune-te la încercare. Și spune lui Dumnezeu, Doamne, de când ești cu barbă, parcă ești mai credincios. De când ești cu barbă, parcă ești mai tare. De când mi-a lăsat, dar nu așa, așa frumos, aranjat, colțurile bărbe, așa, atunci sunt mai credincios. Ești mai credincios, hai fi sincer mai de-a Dumnezeu. Cercetează și dacă ești mai copăit, ține barbă, pune-o tu. Dar dacă nu, e o problemă. Iubiți credincioși, în anul acesta 2022, să ne ajute Domnul să aducem jertfe neprihănite înaintea Domnului. Amin. Eram în armată după ce m-am dus la Domnul, mi-aduc aminte în ziua de post, iar prima zi de post, care am auzit că trebuie să postești. Și am zis, hai să postez. Frații, pe unde auzeam? Închei postul când se ascunzește soarele. Prima zi de post, gata. O rugăciune, două, mă uitam la soare. Încă era o zi cu soare, era august. Doamne, dar când e ora 6 seara să mă duc și la adunare, să închei postul atunci. Nu mai trecea ziua. Atunci mi-a venit ideea aceasta. Aveam posibilitatea aceasta să mă culc. Și m-am și culcat. Și m-am culcat. Dar din cauza foamei nu puteam, nu eram obișnuit atunci cu postul. Mă tot învârteam în pat, când pe o parte, când pe altă. Mă uitam la ceasă, ora 3, mai este, hai să mă uitam pe o parte, mai fac o rugăciune. Doamne, când ea a fost. Iar că la sfârșitul postului am zis, Doamne, dă-mi un răspuns, te rog, la postul meu. Dă-mi un răspuns. Frața spune eu, că nu știam, nici acum nu știu prea multe, dar atunci nu știam mai nimic. Cum? La sfârșitul postului să-mi răspundă Domnul. Și că deschide așa Biblia în numele Domnului. Și am deschis Biblia în numele Domnului să vedem ce răspunde Domnul la postul meu. Și am deschis Biblia și mi s-a deschis în Proverbe, capitolul 26, versetul 14. Și am citit. Și am găsit scris așa. Cum să învârte ușa vitățânii ei, așa se învârtește leneșul patului. Ăsta e răspunsul la postul meu, din ziua aceea. Din ziua aceea, ăsta e răspunsul. Iubiți credincioși, ca să avem pace și liniște în casa noastră, să aducem jertfe neprihănite în anul acesta. Amin. Ca să ne coste. Și David spunea, nu voi aduce jertfe Domnului care să nu mă coste nimic. Și mai amintesc un lucru, ca să avem liniște și pace în casa noastră, Atunci vom avea când punem accent mai mult pe lucrurile de sus decât lucrurile de jos. Versetul 7 spune așa. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei.
când îi se mulțește rodul grâului și al vinului. Amin. Amin. Când punem accent mai mult pe lucrurile de sus decât lucrurile de jos. Să facă Domnul Dumnezeu ca în anul 2022 să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și de prietenia Lui și apoi măritatul, curatul, sănătatea și toate celelalte promite Domnul când îi dă pe dată. Binecuvântarea Domnului să rămână peste de ea, s-ar fi mai multe, dar dăm prioritate în continuare, cum spunea cineva la predicator, să avem Duhul lui Ioan Botezător, care a zis, după mine vine un alt, care este mai bun decât mine. Așa că țin cont de lucrul acesta și zic ca în anul 2022, Domnul Dumnezeu să lase binecuvântare peste dumneavoastră aici, dar și peste noi acolo, bravo, amin. Amin, Domnul Dumnezeu.